Suntem într o construcție care are vreo 5-600 de ani aproximativ, înainte de Hristos, începută de Pericle, în secolul de aur, s-a spus secolul Pericle. E dedicată zeiței Atena și, ca să comparăm cu alte civilizații, Roma încă nu era o putere pe vremea aceea. Pot să spun că 500 ani înainte de Hristos înseamnă că această construcție a fost contemporană cu Buddha și Mahavira în India, cu Lao Tse și Confucius în China, cu Zarathustra în Persia și oameni care au pășit pe aceste locuri când era totul întreg, au fost toți mari filozofi, Platon, Socrate și, pe urmă, Socrate și cu toții dramaturgi, poeți și filozofi din vremea aceea. Este drept aproape în mijlocul Atenei, în orice caz, conjurată din toate părțile de Atena. Cam atât.